aici. Până ce oră luăm băi, de regulă așa? Până seara la 12. Da? Dar nu e frig acum. Câte amenzi aveți? Care are cele mai multe amenzi? Fără număr, mai ales eu, sper. Câte ai? Tu ești vedeta, nu? Vandana. Te cunoaște toată lumea. Păi vi se rentează să stați aici? Ce se face? Încercați altceva. La școala noastră nu avem ce. Ai plătit vreo amendă din cele pe care le-ai primit? Nu fost condamnat, la locul de muncă. Și ai executat? La ce ai muncit atunci? În curățenie, la primărie. Ai spus? Vine atât pe deapță, așa de la capăt. Ce să facem? Asta e. Și câți bani faci pe zi? Nu prea mulți, că-i criză. E așa, cam care ar fi suma pe zi? Să trăiești. 3 milioane, 5 milioane. Ba, mult, e atât. Mai mult? Am spus că e mult atât. Ah, e mult. Păi și care sunt prețurile? Depinde. Păi așa, un om mai sărac, cu cât îl... Se negociază prețul. 20 de lei mergem. 20 de lei? Că n-avem ce face, decât să stai aici. Să ne ajute și statul. Că avem copii. Dar cu ce ar trebui să vă ajute statul? Cu niște bani să ne ajute, că n-aș mai fi aici. Dar câți copii aveți? Eu am 3. Una mare la școală. Nu ne ajută cu nimic, numai alocația. 400 de mii. Și așa reușiți să faceți destui bani? Da, ca să întreținem copiii, da. Fără un ajutor, fără nimic. Scurt. Ai încercat să-ți găsești un loc de muncă? Da, am încercat. Cu 4 clase nu ne ia nimeni. Și de cât timp stai pe centură? Am 10 ani. Și nu sunt riscuri, nu? Deloc nimic, da. Nu ți-e frică, nu sunt riscuri. Păi sunt riscuri, dar n-ai ce face. Ca să întreții copii la școală, n-ai ce face. Am executat o acțiune punctuală pe linie de prevenire a prostituției. Am descoperit la fața locului 3 femei care momentan li se execută procedurile de identificare, urmând ca acestea să fie sancționate. Pot să precizez faptul că săptămânal sunt astfel de acțiuni organizate pe raza municipiului Bistrița pentru a preveni și contracara acest fenomen. Cu toate acestea, dacă nu a doua zi sau chiar în aceea zi, din păcate, aceste femei ies din nou pe stradă, spunând, motivând ele că așa își pot câștiga existența. Dacă ar fi să o luăm ultima misiune de acest gen, doar într-o zi au fost aplicate 5 astfel de sancțiuni, amenda minimă fiind de 500 de lei, deci din start vă dați seama cam la cât se ridică numărul de amenzi pe care le colecționează fiecare din aceste femei.